Lăzărița este un colind la care participă doar fetele în ajunul floriilor. Bătrânii din cartierul bulgăresc din Târgoviște spun că au pomenit acest obicei din străbuni. Fetele aduc fiecarei gospodării în care intră vestea învierii lui Lazar din mormânt și totodată vestea venirii primăverii. Primesc lăzărița de Sfântul Lazar, mergem numai fetele. Primim covrigi, mere, fructe. Este o sărbătoare specifică a bulgarilor. De obicei se mergea în costum acum, dacă s-a pierdut tradiția. Acest obicei are loc doar în comunitățile bulgărești din țară, iar la Târgoviște, lăzărița are loc de sute de ani, după cum ne-au mărturisit bătrânele satului. Am fost și eu, numai în costum național, dar acum nu mai se îmbracă fetele. Asta e obicei din motră mult, ani de zile. Colind al fetelor și de Crăciun al băieților. Abia așteptam să ne ducem și noi, că strângem bani. Atunci nu prea dădea bani așa, dar covrigi. Colindul de Lazar este dedicat unui zeu al vegetației. Este structurat după modelul tradițional al colindelor. Se practică în comunitățile de bulgari neîntrerupt. În decursul ultimelor decenii s-au pierdut mai multe etape din componența acestui obicei. De regulă, este început în dimineața zilei de Sfântul Lazar, foarte devreme, la 7:38, grupurile de colindătoare format din fetițe, care se asociază după anumite afinități de vecinătate sau de rudenie, pornesc prin sat. Deși toate porțile sunt deschise, ele strigă: primiți lăzărița. Casele pregătesc ouă, covrigi, ouăle sunt nefierte pentru că se vor roși în joia mare. Pregătesc, bineînțeles, și bani pentru că vin și copiii ai neamurilor și aceștia trebuie să fie favorizați. La încheierea zilei, după ce au fost colindate toate casele, fetele se întâlneau, acum nu se mai practică această etapă, se întâlneau la una dintre ele, unde mama pregătea o fiertură îndulcită care se numea papar. De asemenea, mergeau la râu unde dădeau pe apă colaci de care prindeau un fir roșu care simbolizează viața și lumânări care să fie pentru sufletul lui Lazar. Localnicii spun că cei ce nu vor primi lăzărița în curte nu vor avea parte de belșug în acel an. Colindul este obligatoriu pentru bunăstarea comunității de bulgari din Târgoviște.